o nouă teroare în bucătărie, pentru că am primit de la ei mei dovlecii ăștia. Mă gândeam să fac o supă cremă de dovleac. Numai că nu știu care dovleac să-l folosesc eu. Căci mi-ar place să-i folosesc pe amândoi, dar nu știu dacă o să fie de ajuns. În orice caz trebuie să-i desfac ca să văd exact cum sunt. Avem nevoie de ceapă, morcovi, usturoi. O să fac varianta aceea care, în care dovlegeii sunt copți, astfel încât să iasă așa cu gust din ăla mișto și bun. Așa că toate legumele o să le iau și o să le bag la cuptor. O să le las la cuptor și după care facem partea de supiță. Revin. Bun, dovlecii mei, dovlecelul meu s-a făcut. L-am pus cu coajă pentru că nu am riscat să-mi tai gheruțele în timp ce curățam dovlecelul și atunci mi este mult mai ușor să îl iau așa, după ce e copt. Mai trebuie să-l iau, să-l pun la fiert împreună cu celelalte condimente. Și aici am o supiță de legume. Am făcut ieri niște legume fierte și cu vită. Și am zeama respectivă. Oricum, în rețetă menționează de o supă. Merge și supa asta. Și acum trebuie să mă ocup să iau chestiile astea. Pare yummy așa. Și să vedem supița noastră cine iese. E bun. Nu are niciun Dumnezeu, dar e bun. Bine. E simplu, n-are sare, n-are zahăr, n-are nică. Dar are gust dovleac. Aia are. Și momentan atât. Și rezultatul final, după ce am blendat totul. Hello! Și a venit degustătorul de profesie. Ce am mai pus pe lângă sare, piper și două cubulețe de supă, concentrat din ala de supă. A fost untul și... Ai pus și unt? Da. Și brânzică din aia Philadelphia, că astăzi am găsit ofertă la frumosul Mega Image. 2 la 16 lei. Dar din gură că... Nu știu. Așa, ia. Hai că eu știu ce gustare. Așa, am pus și un pic de scorțișoară. Ai mâncat? I-am gustat-o, eu știu cum e. E bună. N-am făcut crutane. N-am mai avut chef să fac crutane. E bună? Da, e bună. Cum ți-e? Prea dulce, prea sărată, prea... Parcă e spre. Spre ce? Spre dulce. Spre dulce? Mm-hmm. Păi nu, dovleac. E acceptabilă, este ok, e bună. Mai și mie mi se pare bună. Chiar Philadelphia a făcut diferența și, bineînțeles, untul. Iată, e clar, e bine, se bagă, dacă se bagă e clar. E bun. Bun, deci supă cremă de dovleac. Nu, cam atâta, băi. Băi.